Salutare, dragii mei și Hristos a înviat! Sunt Camelia Tița, prietena voastră și dragii mei, pentru că astăzi este Duminica Femeilor Mironosițe și pentru că eu tocmai m-am întors de la o slujbă de hram de la Paraclisul Femeilor Mironosițe din cadrul, din incinta Casei Maria în Brâncoveanu din Caracal, unde doamnele din Clubul Femeilor Puternice pe care îl conduc au ctitorit. Dragii mei, vreau să vă spun puțin despre ce înseamnă și cine este femeia mironosiță. Și dacă noi în zilele noastre îi dăm acestei asocieri de cuvinte un sens cumva peiorativ, aș vrea să clarific ce înseamnă de fapt și cum sunt ele femeile mironosițe și cine au fost femeile mironosițe. Vedeți, în vremurile noastre, noi asociem acest cuvânt, mironosiță, cu sensul de femeie ipocrită, care simulează evlavie, nevinovăție, chiar se zice, e, ce faci pe mironosiță? Adică ești o prefăcută, ești faci pe nevinovata, când de fapt tu ești praf, vai de capul tău din punct de vedere moral, da? Așa ne gândim. Și cumva ne vine să zâmbim așa și să râdem când auzim că a, e o mironosiță, sunt niște mironosițe. Dragii mei, femeile mironosițe sunt femeile care i-au stat Mântuitorului alături în lucrarea lui apostolică de învățătură și care au fost martore la toate minunile pe care Mântuitorul le-a săvârșit cât a fost om în lume. Tot ele au fost cele care i-au stat alături când era chinuit pe cruce, la răstignire, sunt cele care l-au plâns cu lacrimi jertfelnice, dar și cu inima, sunt cele care i-au uns trupul în mormânt, sunt cele care l-au văzut primele pe Iisus când a înviat și s-a ridicat cu trupul la cer. Dragile mele, femeile mironosițe sunt femeile care au dus balsamurile de la mir, da? Mironosițe, de la mir. Au dus balsamuri la mormântul lui Iisus pentru a-i unge trupul. Deci sunt femeile cucernice smerite care au avut curajul să-l mărturisească pe Hristos, care prin bărbăția, puterea, curajul, dârzenia lor au avut această forță, ca să zicem, ca să facă față tuturor vicisitudinilor din acele vremuri, chiar dacă era foarte periculos la un moment dat, știți bine, să-i urmezi lui Hristos și să asculți învățăturile lui. Dragile mele, vă urez tuturor femeilor care vedeți acest video la mulți ani. Eu consider că femeile duc greul acestei lumi, ele își poartă pruncii în pântece, apoi în brațe, apoi la sân. Ele sunt cele care duc greul acestei lumi pe umerilor. Și chiar dacă din punct de vedere fizic poate suntem mai slabe, eu sunt convinsă că lumea aceasta este mai bună și mai frumoasă datorită femeilor. Vă pup și la mulți ani! Doamne ajută!